Elena Vâșcu, fosta sa soție, a vorbit deschis despre schimbările majore prin care a trecut. Coregrafa a abordat subiecte sensibile, precum provocările vieții după divorț, impactul separării asupra fiicei lor adolescent și dificultățile redescoperirii propriei identități. Elena a descris procesul de reconstrucție personală ca fiind unul dificil, dar necesar. Cred că multe femei ajung să se dizolve în familie. Trebuie să existi și tu. Eu am fost într-un punct în care nu aveam nimic doar al meu. Mă ocupam de administrarea carierei lui Cerebel, un fel de management. Am făcut asta din dorința de a fi bine, dar a fost în defavoarea mea. La 36 de ani, am pornit de la zero. A explicat Elena, să nu uiți de tine ca persoană independentă. Te dizolvi în partener, în familie. Este bine, dar și rău în același timp. Acum mă redescoper. Este greu, dar este necesar. Deși a fost mereu activă, ocupându-se de școala de dans pe care o deținea, nu am stat o secundă, dar nu era ceva al meu. Nu aveam jobul X, prietenii mei. Am fost foarte închisă, nu ieșeam nicăieri. Prezența mea aici, în acest podcast, e o terapie pentru mine. Fiica Elenei și a lui Cerebel, Alessia, se confruntă cu o perioadă dificilă în urma divorțului părinților. Elena a recunoscut că adolescenta pare bine în aparență, dar în realitate se confruntă cu multe emoții contradictorii. Ea spune că e bine, dar eu, stând cu ea non-stop, știu că nu e tocmai ok. Nu este un moment extraordinar pentru niciun copil atunci când părinții se despart, dar poate fi varianta cea mai bună pentru toți. Mutarea cu mama ei și schimbările din viața tatălui său au fost provocări majore pentru Alessia. Mai întâi mami cu tati se despart, bam! Apoi ne mutăm, a doua luptă. A treia, tati. Dacă citește știrile acum, nu pot să iau telefonul. Care telefon? Au fost multe lovituri într-un timp foarte scurt. Și e adolescentă. Comunicăm mult, încerc să fiu cât mai prezentă. Elena spune că încearcă să o ajute pe Alessia să înțeleagă situația și să accepte realitatea. I-am explicat că mama și tata nu se anulează niciodată, orice s-ar întâmpla. Că o iubim foarte mult și că este ok ca unul dintre părinți să-și refacă viața. Este important să înțelegem realitatea și să ne adaptăm. Nu zic nimic de Eddie, zic de mine. Sunt acolo pentru ea, dar am trei joburi. Încerc să gestionez situația. Tot timpul o îndrum și încerc să facem o echipă bună, dar pentru o fată relația cu tatăl este foarte importantă. Trebuie să fie cumva reciproc. Eu știu că o relație cât mai sănătoasă cu părinții este foarte importantă. Atunci când doi oameni se despart, cu siguranță există probleme. Nu este totul roz, așa cum poate spune unul dintre părinți. Este greu, dar încercăm să fie bine pentru Alessia. Orice decizie pe care o iau este pentru ca ea să fie cât mai bine. Și eu învăț cum să gestionez această situație, a concluzionat coregrafa. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.